singurul dintre membrii fondatori care este preot ortodox român, sunt eu. Iar eu nu sunt Patriarhia Română. Eu sunt cetățeanul Necula Constantin Valer, cu drepturi fundamentale într-un stat pentru care am purtat arma, uniforma militară și am fost gata să mor pentru statul acesta. În timp ce alții constat că au vrut să-mi monteze, nu, trotil în piețe și să-mi ucidă partenerii de gândire de astăzi. Deci nu e firesc când îți câștigi cu arma în mâini niște drepturi, să-ți dea peste mâinile alea oameni care au făcut din blablauri și din politică ieftină singura armă cu care ne pot domina. Ce spune coaliția este următorul lucru. 3 milioane de oameni din România au semnat să ne întrebăm dacă nu cumva este mai bine ca acolo, într-un cuvânt din Constituție, să așezăm două, bărbat și femeie. Mi-au spus că nu e principiul democratic, că nu există în drept. Serios? Acum, trebuie să facem un pic de efort, că suntem latini la bază. La Roma, în forul roman de mare demnitate democratică, scria Pater et mater, filium et filie, familia faciunt. Am învățat-o toți în manualul la roșu de latină, când se mai făcea latină în România. Cum era și dulce et decorum est pro patria mori, nu pro interesum mortui. Deci trebuie să fim foarte atenți la lucrurile acestea. Am auzit minciuni atât de desfruntate încât mă înspăimânt că o Românie întreagă zace pe o masă de mincinoși care continuă să apere fără îndoială drepturi, dar care nu au nimic de a face cu dreptul uman. Cu tot respectul, și o spun acum cu absolut toată dragostea pe care o am ca om, nu sunt fanatic în ciuda etichetelor lipite. În tot ceea ce am făcut ca preot, m-am ghidat după Evanghelie. Am căutat să fiu cât mai aproape de Hristos. Am căutat să fiu cât mai aproape de oameni. De aceea tot râd că mie spun că nu sunt în societatea civilă, că sunt preot. Serios, sunt și președintele Crucii Albastre din România, care deocamdată funcționează mai bine decât alte ONG-uri. Și nu numai asta. Sunt până la urmă cadru universitar. Asta e profesia mea. Eu n-am cartea de muncă la Mitropolie. Deci trebuie să ne înțelegem bine. Orice fel de împingere spre fanatism a reacției ortodoxe nu va face bine nimănui în România. Eu constat de câteva luni cum se bagă tot timpul craca în stup, în speranța că vor reacționa. Știți de unde li se trage? Ei au uitat că noi înșine suntem căsătoriți. I-au uitat că nu suntem catolici din Occident, pe care dacă îi risc pe familie nu se pot apăra. Noi înșine avem copii, avem tată și mamă, o să-mi cer iertare de la mama că am vorbit prea urât astăzi. Dar trebuie să înțelegem foarte bine că tot mecanismul acesta antropologic de alcătuire a acestei atitudini nu ne vizează. Este un abțibild care a funcționat într-o parte a lumii și care și-a pierdut valoarea în cealaltă parte a lumii. Când Dumnezeu o să înțelegem asta? Asta n-am cum să o știu. Sper din toată inima, mă opresc, sper din toată inima să înțelegem un singur lucru. Familia tradițională nu este negociabilă. Nu este negociabilă. Cu niciun partid, cu nicio ideologie și cu nicio atitudine. Și răspund la ce ai spus. Da, în condițiile în care parteneriatul civil va fi realizat între un bărbat și o femeie, sunt convins că fiind un act emis de statul român, stă la fundamentul cununiei. Pentru că Biserica Ortodoxă nu este împotriva statului român, ci este împotriva statuării în statul român a lucrurilor care nu privesc românii. Decât în anumite condiții și în anumite date. Rămân la ideea aceasta. Cu tot respectul pentru toți cei care vor să cerceteze fenomenul, apariția lui, dezvoltarea lui, limbajul creat în jurul lui. Ca biserică, n-am să admit, eu personal n-am să admit niciodată că sunt homofob. Dovadă stau sutele de proiecte, miile de ore puse la muncă pentru oameni care chiar sunt încadrați. Noi nu i-am încadrat niciodată în biserică. Nu știu cine i-a încadrat de altfel în homosexualitate. N-am făcut rabat niciodată în asistență. Pentru mine asistența socială nu este confesională. Intervenția pastorală n-are nicio legătură cu atitudinea față de anumite lucruri sau orientări sexuale sau, Doamne ferește, cu vreo confesiune. Dar cer măcar atât minimal. Respectul pentru ceea ce poate semnifica la un moment dat un adevăr mai relevant, mai amplu și mai adânc
decât superficialitățile pe care patinăm în ultima vreme. Mulțumim.